Salutări populațiune, Martin Rix, a.k.a. Dorian Popescu, revenim, New Life Roleplay România. Am făcut modificări de la aeroport, am făcut modificările pentru departamentul de transporturi. Haideți să le vedem. Suntem la aeroport. Sus, după cum vedeți, apare aeroportul internațional New Life Roleplay. N-am mai scris România pentru că era prea mult text. Dar... arată bine. Asta pentru cine vrea să uite pe acolo. Am schimbat partea de poliție cu SRI. Se vede un pic aici ce frumos. Și este de o sticlozitate incredibilă. Da? Efectul pus pe fonduri este așa de sticlă. Practic se reflectă ce este în spate. Nu știu dacă va rămâne așa. Dar încercăm și noi, facem teste. Cred că până la urmă o să-l facem dintr-o marmură, ceva, piatră, something, I don't know. Divizia Securitate Aeroport. Acolo la fel. Cel mai bine se vede aici. Astea sunt chiar și șmechere. Serviciul Român de Informații. Să nu mai fie cu poliția. Avem și aici la fel. Se vede frumos logo-ul 3D. Ah, ok. Trebuie să mai schimbăm treaba asta în loc de poliție să punem SRI. Stegulețele avem. Toate bune și frumoase. Să mergem la departamentul de transporturi. Ce frumos se vede acolo. Super tare. Unul era pe la mesa. Aici pe undeva. Oh. Așa. San Andreas, departamentul de transport, știi, da? Departamentul de transport. Pac, pac. Wow, nu se aude trenul ăla, mi-a spart urechile. Da, pe interior la fel. Nu te ascunde bus. Suntem bine. Pe partea asta la fel. Mulțumim. Aici la fel. Și este cel din county. Unde vreau să era? Aici. Departamentul de transport și servicii publice. Departamentul de transporturi. Cineva e pe Cybercrime la ora asta. Nu dăm nume să nu se supere Gabi. Departamentul de transporturi. Departamentul de transporturi. Bam, bam. Și asta a fost. Revenim cu update referitor la scriptul de închiriat vehicole, de pe aici, de pe acolo, cum o să arate el în forma finală și alte nebuni.
M-am pupat.